Potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița-Năsăud, anchetatorii fac cercetări cu privire la activitatea a 16 persoane fizice și juridice bănuite de punere în circulație fără drept de documente cu regim special, evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals și instigare la tăierea ilegală de arbori. Potrivit sursei citate, cele 16 persoane sunt bănuite că în perioada ianuarie 2013-septembrie 2014 ar fi ridicat ilegal documente cu regim special, respectiv avize de însoțire a materialului lemnos, facturi și chitanțe fiscale, pe care le-ar fi completat cu date fictive sau ar fi instigat alte persoane la săvârșirea acestor fapte. Documentele ar fi fost vândute unor agenți economici din mai multe județe în scopul acoperirii unor tăieri ilegale de arbori, a unor achiziții ilegale de material lemnos sau pentru sustragerea de la plata către bugetul de stat a unor obligații fiscale, fapte prin care s-ar fi produs un prejudiciu estimat la 800.000 de lei, se arată în comunicat. Astfel, 98 de polițiști au făcut 28 de percheziții la domiciliile și sediile sociale ale unor societăți comerciale situate în județele Bistrița, Năsăud, Bihor, Cluj și Maramureș. De asemenea, polițiștii au percheziționat și 20 de autovehicule ce aparțin persoanelor fizice și juridice în cauză.